A Luis Mazzan, Eli Fernández. Penalti. Ișvan Kovács dă penalti la această fază pe care o revedem. Cristea este cu ochii după minge, nu-l vede pe Mățan lângă el, îl ia sub braț. Este diferență de, cred că vreo 15 centimetri între cei doi. Mățan cade, arbitrul dă penalti. Și îl scrie Matei. 1-0 pentru Viitorul. După un 11 metri la care eu personal am niște semne de întrebare. Privire lungă a lui Mehmet Stoica. Niciodată nu au fost relațiile bune între FCSB și Ișvan Kovács, iar acest penalti probabil că le va răci și mai mult. Cosmin Matei, fostul jucător al FCSB-ului, deschide scorul așadar în minutul 17. Cred că este un penalti dictat destul de ușor. Radunović. Tănase. Tănase. Octavian Popescu. Radunović. Și minge scoasă în afara terenului de Artean.